Bună ziua, bine ne-am regăsit. Dați-mi voie să vă spun, Hristos a înviat. Urare, întâmpinare creștină pe care o vom spune până la 5-5-me sau momentul Rusaliile, momentul pogorârii Sfântului Duh, anume în a 50-a zi de la momentul învierii Domnului Iisus Hristos. Până atunci vom spune, desigur, Hristos a înviat, de atunci încolo vom spune Hristos a înălțat. Vom răspunde din a 50-a zi, vom răspunde cu adevărat s-a înălțat. Sunt momente, este o perioadă în aceste 40 de zile până la înălțarea Domnului și încă 10 zile după aceea, până în a 50-a zi. Este o perioadă și pentru Sfânta Biserică Creștină și Ortodoxă, în care cântările din cultul liturgic, veșmintele preoțești, aspectul Sfintelor Lăcașuri, veți vedea, este unul special, preoții se îmbracă în alb, veți vedea că totul exprimă această limpezime, puritate, această lumină care, iată, transcende și se transformă și în lumină materială, sau dacă vreți să o luăm invers, această exprimare a luminii în materie, prin veșminte albe, prin împodobirea Sfintelor Lăcașuri în alb, prin ideal, printr-un comportament specific creștin de bunătate, de milostenie, de conștientizare și asumare a luminii dăruită nouă de Hristos în mod special acum 2000 de ani, ceva mai bine de 2000 de ani, iată se manifestă plenar în toate aspectele vieții societății umane creștină, societate creștină, acolo unde, repet, intrând într-o biserică, vom vedea schimbări în veșmintele preoțești, vom vedea că totul este împodobit cu această culoare și, dacă bine ne aducem aminte, albul este suma tuturor culorilor, în timp ce negrul este absența tuturor culorilor. De ce alb? Pentru că albul exprimă lumina, pentru că veșmintele albe exprimă deschiderea, exprimă deschiderea inimii, o inimă caldă, o inimă deschisă, exprimă iubirea. Alb pentru că, desigur, albul veșmintelor imită lumina spirituală, o pogoară, întrucâtva o transcende, lumina transcende și se transformă în albul tuturor culorilor pe pământ. Dacă puteți să înțelegeți această sintagmă, negrul pur și simplu dispare, nu mai simțim nevoia să-l folosim. Negrul din gând, din cuvânt, griurile, nuanțele, tindem către puritate, tindem către lumină, către lumina din cuvinte, către lumina din gânduri, către lumina din sentimente, din emoții, din acțiuni, din atitudini. Este o perioadă încărcată din punct de vedere spiritual cu acest... nici nu știu ce cuvânt să găsesc, cu această incomensurabilă petrecere a timpurilor, cu această incomensurabilă realitate petrecută atunci, acum de necuantificat în termeni, cuvinte, în parametri omenești, ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani, când cel pe care îl numim Fiul lui Dumnezeu, trimisul cel mai de aproape de scaunul divinității, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, Hristos, cel uns, Hristos în limba greacă înseamnă cel uns, se pogoară pe pământ ca principiu întrupat, principiul adevărului, pentru că din adevăr, pur ce toate celelalte, nu poți iubi decât în adevăr, nu poți crea ceva frumos decât în adevăr. Binele nu poate exista decât în adevăr. De ce nu a început lumea cu un Hrist al... cu un Hrist al artelor? De ce nu vorbim despre un moment de acum 2000 de ani, despre un Hrist care să fi venit și să spună: eu sunt frumosul, adevăr, eu sunt frumosul, calea și viața? Nu, pentru că toate aceste virtuți ale luminii, ele trebuie să purceadă din adevăr. Pare că sunt mai multe principii hristice în univers, iar unul dintre acestea, care avea să fundamenteze, să pună bazele unei coerențe a vieții pe pământ,
unei coerențe a vieții omului, pentru că ea există oricum această coerență. În natură observăm la păsări, flori și restul tuturor ființelor de pe această planetă. În ceea ce privește specia umană, iată, aveam nevoie de a ni se trasa un drum al curatei, al luminatei spiritualități. Aveam nevoie să ni se arate lumina, să ni se arate adevărul, calea, pentru că acestea două găsim calea când avem adevărul, deci ne aflăm pe cale în duh și în adevăr, atunci suntem în viață. Trăim cu adevărat viața, urmăm vieții, integrăm viața, manifestăm viața, suntem cu adevărat viață și nu murim pur și simplu lent, dar sigur, cu fiecare clipă, din momentul în care, iată, ne întrupăm în pântecele mamelor noastre. Pentru că să știți că, din păcate, istoria de dată recentă, raportat la vârsta acestei planete de milioane de ani, deci istoria de dată recentă de câteva zeci de mii de ani, sute de mii de ani a omului pe această planetă, pare să fie doar o istorie a pierzaniei din ce în ce mai adânc înrădăcinată în sufletul, în mentalul și apoi, iată, venind cu trupul pe pământ, în restul tuturor structurilor noastre. Hristos ne-a înviat, este mesajul de acum 2000 de ani. Hristos ne-a înviat, nu doar a înviat. Hristos ne-a înviat, Hristos ne-a arătat, a pus sămânța divinității sau a activat-o de altfel, de fapt a activat-o pentru că noi trăiam într-o latență a manifestării divinului, acolo unde, desigur, ceea ce din păcate încă facem de 2000 de ani încoace, puneam umanul, trăirile specific umane aici și acum pe pământ, mai presus de orice recunoaștere firească a preexistenței unei lumini, a vieții, a Creatorului, care să fie adus în univers în general și pe această planetă în particular, viața pur și simplu. Hristos ne-a înviat, ne-a trezit sufletele, ne-a dat repere, ne-a conectat la un concept suprem al vieții. Nu sunteți singuri, nu veniți din însingurare, nu veniți din pustiu și nu veniți doar din părinții voștri fizici. Hristos, Iisus Hristos, a venit să ne arate că se poate. A pus început bun, a pus început bun, unui drum al luminii, într-o lumină spre lumină, astfel încât să nu ne stingem, să nu ni se stingă scânteia încă dinainte de a veni în această lume, pur și simplu vizibil fizic, pentru că înainte de a fi vizibil celorlalți, suntem 9 luni de zile în pântecele mamelor noastre și, din păcate, ne stingem încă de acolo prin informațiile integrate, preluate din neamurile ce, iată, ca informație ne generează și întrețin făurirea acestui corp fizic. Odată însă cu venirea în chip fizic și vizibil pentru toată lumea pe această lume, din păcate prin false repere ale părinților noștri, ale antecesorilor noștri de orice fel, rude, cunoscuți, învățători, mai mult sau mai puțin luminația acestei lumi, constatăm cu durere, constatăm cu tristețe pe parcursul vieții că poate învățături esențiale unei bune viețuiri și unei îndelungate viețuiri și fericită viețuire, noi ne stingem cu rapiditate, astfel încât atunci când deschidem o sfântă scriptură precum Biblia și citim că un personaj pe care îl considerăm doar personaj, oare să fi existat cândva numit Matusalem, pare să fi trăit aproape 1000 de ani, 900 și ceva de ani, și ni se pare un baz, ni se pare o poveste. Ne uităm cu toată neîncrederea la acea pagină, la cele rânduri, facem eforturi, poate uriașe, să citim, să terminăm o astfel de propoziție, de frază, un capitol din Vechiul Testament, și închidem Sfânta Scriptură gândindu-ne, Doamne, ce povești, Doamne, ce povești, ce invenții și ce basme.
Ei bine, din punctul meu de vedere, în urma cunoașterii sub toate formele pe care am dobândit-o până acum, până în acest moment al vieții mele, cunoaștere senzorială, extrasenzorială, de orice tip, vreau să vă spun că în ultimii ani, și nu neapărat puțini, mi s-a părut din ce în ce mai mult că viața omului pe pământ, aceasta este un basm. O utopie, o deconectare de la sursă, de la învățături, adevăratele învățături, de la duh, de la adevăr și de la viață. Dați-mi voie să vă spun că mi se pare tot mai improbabilă o viață omului în lume fără, numiți-l cum vreți, Dumnezeu, sursă, fără conștientizarea faptului că provenim dintr-o matrice a vieții, simplism numită, unitar și singular Dumnezeu, acolo unde ceea ce noi numim Dumnezeu este o sumă de forțe ale vieții, entități, voințe, învățături, programe manifeste în univers, în multiversuri, în mod particular în universul, în galaxia și pe planeta noastră. Provenim dintr-o suită de intenții, luminări și iluminări, putințe de a aduce în manifestarea unei lumi, unor lumi fizice concrete a intenționalităților primordiale și anterioare apariției formei fizice în oricare dintre universurile din multiversuri, suntem și noi o creație a tot ceea ce este anterior vieții fizice în multiversuri, acolo unde fizic, planetă, galaxie, ce vreți noastră, sori, ființe individuale precum oameni și alte făpturi, toate acestea, gândiți-vă, dacă puteți să faceți un exercițiu de imaginație, să fi fost cândva primii oameni în lume, bărbați și femeie, ce-or fi fost, doar pe ei cine a creat, dar firul de iarbă cine l-a creat, dar anotimpurile, soarele, luna, apa, mările, oceanele, vântul, însărarea, dimineața, noaptea, gândul, cuvântul, tot acest mecanism perfect care suntem, chiar credeți că provine doar din părinții noștri fizici? Oare vreunul dintre părinții fizici ale oricăror făpturi de pe această planetă, în general și în mod particular a omului, să fi gândit vreodată în momentele de iubire, de entuziasm, de extaz, să fi gândit vreodată la ce urmează să întâmple, fie că acest copil ce urmează să se nască, să aibă aia, să aibă elaltă, să aibă ochi, să aibă urechi, să... Vă dați seama, niciuna dintre făpturile umane sau non-umane de pe această planetă nu a fost în ipostaza de a face acest lucru vreodată. Și atunci cine a pus în noi, de la firul de nisip și iarbă până la valul apei, continuând cu ce vreți dumneavoastră, cine a pus acolo programul, programele, codurile vibraționale necesare, obligatorii, esențiale, din care ele intrând din latență în dinamică, în urma intenționalității părinților, vreau copil. Această propoziție a declanșat o suită de... Declanșează, a declanșat și va declanșa mereu această intenție exprimată de mamă, de viitoarea mamă, viitorul tată, declanșează intrarea din latență în dinamică a tuturor potențialităților, a tuturor programelor care vor face posibile la un moment dat venirea în lume a unui pui de om, pui de căprioară, pui de iepuraș, pui de rățușcă, de ce vreți dumneavoastră. Intenția iubirii în această lume, exprimată de către om prin cuvinte, verbalizată ca atare vreau un copil, ori intenția imagistică, de imagine, de sentiment a restului tuturor făpturilor care nu verbalizează precum omul, când rățușca și partenerul ei se întâlnesc, știu că poate urma un act al iubirii. Actul
actul fizic al împreunărilor urmează ca la orice altă făptură, porumbei, guguștuci, tot felul de alte păsări și așa mai departe, intenționalitatea iubirii, preexistând programele iubirii, cu tot ceea ce înseamnă ele, inclusiv creerea și procreerea, declanșează ulterior toate posibilitățile ca o făptură să, sufletul pentru viitoarea făptură fizică să se pogoare în pântecele viitoarei mame și pentru ca acel viitor prunc să vină pe lume. Hristos ne-a înviat, Hristos ne-a înviat în suflete, ne-a adus reperul vieții și al iubirii altfel, cu claritate. Exprimat manifest, ci voi, ne spune Iisus cu 2000 de ani în urmă, 2000 și ceva de ani, mai cu seamă în cei 3 ani în care a predicat, Hristos a venit să lasă pe pământ învățătura iubirii. În tot și în toate veți întâlni în scrierile psalmistului, spre exemplu, știm bine atunci, era o perioadă când a și urmat, nu s-au oprit lucrurile acolo, dar iată, intervine învățătura hristică care ne arată, ne indică, ne spune, ci voi încetați să trăiți în ură și în zavistie, pentru că nu poți să faci lumina cu întuneric. Și întâlnim în spusele psalmistului, întâlnim afirmația, binecuvântând pe Dumnezeu, am scăpat de vrășmașii mei. Binecuvântând pe Dumnezeu, am scăpat de vrășmașii mei, binecuvântând, conectându-ne la energia binecuvântării, conectându-ne la energia sublimă a iubirii, care lasă, iartă și uită, precum o spun Sfinții Părinți de 2000 de ani, în rugăciunile de dezlegare pe care le auziți de câte ori mergeți să vi se citească dezlegări în urma diverselor cerințe, inclusiv ulterior spovedaniei. Ne învață Hristos să lăsăm, să iertăm, să uităm, ne aduce conștiința faptului că nimic nu este întâmplător, ne aduce conștiința faptului că toate cele ce se întâmplă au un rost, că există această, aveam să o numim acum în acest secol, al unei aparente, plenare înțelepciuni, secol 20, început de secol 21, aveam să numim această conștientizare despre mecanismele vieții prin sintagma inteligența materiei, care a devenit și titlul de documentare ori cărți. Da, există înțelepciune, există inteligența materiei de orice fel, materie văzută și nevăzută, materia pur și simplu energo-informațională, necondensată, nedevenită materie fizică, vizibilă, palpabilă. Există această inteligență a materiei despre care vine să ne vorbească Iisus Domnul, Hristos Mântuitorul, lumii omenești, acolo unde vă reamintesc că a te mântui înseamnă a te vindeca, unde a te vindeca înseamnă a-ți reconcilia structurile care te compun și pe ele toate cu spiritul care sălășluiește în ceea ce putem numi perispirit sau biocâmpul, învelișul corpului fizic al nostru, al tuturora. Iisus vine să ne arate că trebuie să ne recalibrăm, să ne reconectăm la energia, iată, frumoasa energie strălucitoare, luminică, albă, pe care o reprezentăm în această perioadă până în a 50-a zi a învierii Domnului, a 40-a zi, pardon, o reprezentăm prin culoarea sublima, culoare pe care o numim albă pe pământ, pentru că, desigur, din păcate, nu putem transmuta, nu putem transforma energia vieții, energia luminică sublimă, albă, pură, limpede, strălucitoare, în veșminte care să emane această lumină, ci doar, pur și simplu, o redăm mat, așa cum putem, în veșmintele noastre omenești. Dar iată, încercăm, apropo de Thomas de Kempis, imitându-l pe Hristos, spunea titlul cărții acestui atât de cunoscut creștinătății autor, Thomas de Kempis, imitându-l pe Hristos, și noi încercăm de 2000 de ani să doar să imităm lumina, din păcate încă, nu doar să fim lumină, nu doar să-i urmăm lui Hristos, adevărului căi și vieții, dar bine că totuși încercăm, bine că încercăm să-L imităm pe Hristos, să-I urmăm, să urmăm învățăturilor,
Încercăm astfel să ne bucurăm întrucâtva de pacea, de harurile Duhului Sfânt, pogorâte prin acest gest unic în istoria știută și cunoscută a umanității ultimilor multe mii de ani, anume că acest spirit de înaltă factură și incalculabilă și de necuantificat, spirit hristic, a venit pe pământ, avea să vină cu misiunea de a demonstra veridicitatea luminii, că ea se poate manifesta în lume, că ea poate exista și că spiritualul prevalează asupra materiei. Dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi ridica, îl voi reconstrui. Cuvinte adesea greșit înțelese, se referea la templul lui Dumnezeu în care se lășluiește Duhul de viață dătător în fiecare dintre noi, se referea Iisus Domnul la templul, la acest vehicul fizic numit organism și iată avea să-l reconstruiască în 3 zile din lumină, pentru că odată cu asumarea răstignirii și a faptului că avea să moară conștient, știind exact prin ce avea să treacă, pentru că știm bine, Iisus Hristos a lipsit din lume vreme de 18 ani, timp în care a pendulat de la o școală inițiatică la alta, însoțit fiind de călăuze, de învățători, care au însoțit pe copilul Iisus, l-au însoțit de la o școală inițiatică la alta, în diversele locuri, precum găsim urme ale trecerii lui prin Africa, în Etiopia și alte țări din Africa, găsim în întinderea Galilei, la Marea Moartă, întâlnim în alte locuri din acea zonă de lume, din Israel, găsim, se pare că au fost găsite până și în China, arheologii creștini de ceva ani încoace aduc dovada faptului că Iisus ar fi trecut și prin locuri din îndepărtatea Asie și nu numai Africa și așa mai departe, ducându-se în scopuri bine determinate să ia cunoaștere, să treacă prin examene de ordin spiritual concrete, palpabile. Chiar și în Egipt au fost găsite urme ale trecerii copilului și adolescentului și tânărului Iisus până la reîntoarcerea lui în Israelul acelor vremuri. Când se reîntoarce spre a predica, spre a aduce deja în deplină stare de conștientizare și capacitate de a aduce la manifestare ceea ce noi numim minuni, miracole și alte manifeste învățături ale principiilor divine, ale Duhului Sfânt, hristice, ulterior, așa cum le numim pe pământ, Hristos uns, deci uns cu harul Duhului Sfânt. Ne vine pe pământ acum 2000 de ani Hristos spre a ne arăta, Iisus Domnul, spre a ne arăta că se poate, oricare dintre voi, ne îndeamnă chiar multe, multe greutăți veți avea în lume, dar îndrăzniți, eu am biruit, adică eu care am dus ca și voi până la un moment dat o viață normală, am avut un tată, am învățat o meserie, tâmplărie, cea mai simplă, m-am smerit întru Dumnezeu și întru Duhul Sfânt, ne arată nouă tuturora și o repetă și o spune, eu sunt fiul omului și al lui Dumnezeu, deci am trăit ca om, sunt fiul omului, am venit în lume ca un om, am trăit ca un om, dar iată, se poate. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Am putut să duc toate acestea cu atât mai mult cu cât ne transmite implicit mesajul, până la urmă era atât de greu să ducă și să vadă atâta durere, disperare și tristețe, unui spirit deja pregătit să trăiască în lumină, trebuie să fi fost extraordinar de dureros și de trist pentru un astfel de suflet, de spirit care percepea durerea și tristețile acestei lumi cu mult mai intens decât un om obișnuit să fie obișnuit, să nu simtă, să nu vadă, să-și asume din ceea ce numește viață doar ce-i place, cât îi place, până unde îi place, ori unui spirit venit să simtă, să audă și să vadă ceea ce în zilele noastre am numit aceste capacități, clar vedere, clar senzitivitate, clar audiție, să vadă, să simtă și să audă atâta durere, clipă de clipă, vă dați seama, de aceea ne spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea, deși am suportat atâta durere, ați văzut și în celebrul film al lui Zeffirelli, Iisus din Nazaret,
Sunt secvențe în care ne arată că s-a mâniat, s-a supărat și a plâns adesea. Îi era atât de greu să ducă fariseismul să-l ducă lăuntric vorbind, să suporte, să îndure și să vadă atâta falsitate, durere, boală și tristețe, moarte și pierdere de sine, unui suflet care purta în sine, purta în mod intrinsec vindecarea și lumina ca un mod de viață. Cumva să poarte mizeria, grotescul, oroarea și oribilul acestei lumi în fiecare clipă în suflet, în minte și pe trup să simtă atâta durere, vă dați seama cât de greu i-a fost, deși a venit ca fiu al omului, aici înțelegând cumva că el ar fi trăit doar ca un om, nu, pentru că o spune și fiul al lui Dumnezeu, deci cu trup de om să simtă ca un Dumnezeu atâta durere și tristețe, să se pogoare în întuneric ca să ne arate calea și să ne spună puteți și voi. De 2000 de ani acest îndemn ne însoțește în Sfintele Scripturi, ne însoțește în fiecare întâmpinare după Paști, după momentul primirii luminii, până la 50-a zi, până la urmă, a 50-a zi din momentul învierii Domnului, moment în care în acea duminică a Rusalilor sau a pogorârii Duhului Sfânt din acel moment, noi vom spune Hristos s-a înălțat. Hristos s-a înălțat și noi ne putem înălța. Actualmente ne exprimăm cu alte cuvinte, ascensionare spirituală, evoluție, despre asta este vorba. Depășind pur și simplu terminologia, care acum 2000 de ani era una, în timp a evoluat, actualmente folosim în loc de înălțare, ascensionare, în loc de înviere, conștientizare, evoluție, revenire la viață miraculoasă din morți, sunt atâtea cazuri în lume, dar, din păcate, nu este printr-o pregătire anterioară, printr-o dorință anterioară, dar auzim de atâtea cazuri în lume în care oamenii, cum spunem, obișnuim să spunem, s-au întors din morți, relatează, sunt atâtea documentare oriunde pe motoarele de căutare de pe internet, găsiți în diversele limbi ale popoarelor, engleză, franceză, germană, spaniolă, în ce limbrez noastră, filmări, documentare, oameni întorși din ceea ce numim moarte, adică din neființarea trupului fizic, din împietrirea acestuia, când acesta împietrește pentru totdeauna sau doar pentru un timp, spiritul reîntorcându-se, reanimând trupul și iată noi obținem mărturii despre o viață de dincolo de trup. Hristos ne-a înviat. Fie și doar în plan simbolistic, pentru că dacă în plan spiritual nu era această înviere, noi nu o cunoșteam nici pe pământ, Hristos ne-a înviat într-o Duhul Sfânt, într-o toate harurile Duhului Sfânt, ce ne sunt cu putința ni le asuma, dacă vrem, dacă manifestăm intenția de a fi în fiecare zi și cu fiecare zi, cu fiecare lună, cu fiecare an, cu o treaptă mai sus, în propriile noastre vieți, decât am fost cândva, fără să căutăm, ca și termen de comparație a evoluției noastre aici pe pământ, un alt seamăn uman. Pentru că aici este greșeala ce se face de mii de ani. Noi concurăm unii cu alții, în loc să concurăm, dacă vreți să vorbim astfel în termen de concurențialitate, cu noi înșine. Haideți să concurăm cu Hristosul interior, impropriu spus să concurăm, haideți să ne raportăm la Hristosul interior pe care ideal este să-l avem, să-l conștientizăm și să ne-l asumăm. Haideți să ne raportăm și să ne întrebăm întotdeauna ce ar fi făcut Iisus, nu? Într-o astfel de situație. Întrebare aproape ca o paradigmă de viață lansată cu niște ani în urmă în societățile europene, acolo unde cei care știu aveam să aflăm cu niște ani în urmă că apăruse ca o modă undeva în Anglia, apăruse ca o modă ca tinerii englezi să se ducă să-și confecționeze, să-și comande brățări de argint sau alte metale prețioase și semiprețioase pe care să se scrie WJD, What would Jesus do? Ce ar face sau ce ar fi făcut Iisus Hristos într-o atare situație? Acest val de tineri și nouă generație simțind că nu mai are repere în părinții fizici, în strămoșii fizici, atunci apărând ca un curent spiritual, profund spiritual printre ei, această atitudine de a se de a purta veșminte și de a pune diversele obiecte pe ei care să le aducă aminte What would Jesus do? Ce ar fi făcut Iisus în această situație? S-ar fi mâniat? S-ar fi drogat?
ar fi făcut alte lucruri profund reprobabile și incompatibile, evident, complet opuse valorilor luminii și hristicei învățături. Este atât de simplu să-i urmăm lui Hristos. Este atât de simplu să ne aducem aminte, Hristos ne-a înviat. Adică, să nu se înțeleagă greșit, cum am auzit adesea, a venit Iisus acum 2000 de ani, ne-a mântuit, nu mai avem nimic de făcut, oameni buni, oameni buni. Ne-a adus reperele mântuirii, ne-a arătat care este drumul vindecării, începe cu adevărul. Aceasta este calea și așa vom întâlni viața, din noi și din jurul nostru. Iisus a venit și a pus fundamentul. Hristos a venit și ne-a arătat cum se face fundația casei corect, după un proiect anume prestabilit de divinitate, iată, începând cu adevărul, veți găsi calea și veți ajunge la viață. Viața din voi, din minte, din gând, din cuvânt. Vedeți dumneavoastră, Iisus s-a mântuit pe sine, Iisus s-a mântuit pe oricine în acele clipe, momente și ulterior, a vrut să o facă, dar să vrem să o facem. Mântuirea nu este un dat pur și simplu, pentru că Hristos, acum 2000 de ani, ne-a arătat calea și a pus fundamentele și baza mântuirii. M-am înspăimântat constatând în urma unor discuții cu anumiți oameni, păi nu m-am mântuit acum 2000 de ani. Nu, prietene, nu te-ai mântuit acum 2000 de ani, dar ți s-a dat rețeta completă a mântuirii, aplic-o. Dacă te-ai dus la medic și ți-a dat o rețetă, nu te-ai vindecat, du-te, cumpără medicamentele, merge acasă, ia-le la orele la care trebuie să le iei și da, te vei fi vindecat în 5, în 7, în 10, în 14, în 21 de zile și mai mult, atât cât este necesar să iei acel antibiotic sau alte medicamente. Omule bun, Hristos a venit să ne dea rețeta și a spus-o, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică m-am mântuit, adică am ascensionat, adică am integrat în toate structurile mele lumină. Asta e calea. Începeți cu adevărul. Nu ne-am mântuit cu toții pentru că Hristos a venit acum 2000 de ani, dar ne-a dat rețeta mântuirii, vindecării, realinierii, realiniamentului tuturor structurilor care ne compun. Noi, în mod normal, știți bine despre așezarea corpurilor subtile. Avem corpul fizic, eteric, astral, emoțional, mental, budic, atmic. Din păcate, nu am suficient de multe obiecte la mine să vă arăt un lucru. Avem odată corpul fizic care este aici, avem corpul eteric, avem corpul astral, toate ar trebui să fie aliniate. Dezaliniamentul sau nesfințirea înseamnă că avem corpul fizic aici, avem corpul eteric aici, avem astralul aici, emoționalul, cine știe pe unde, mentalul. Starea de sfințire, vindecare, înseamnă de fapt atingerea stării de aliniament, să ne aliniem toate structurile, pentru ca prin ele, prin Sahasrara chakra, da, să curgă lumina. Nu are cum, se creează breșe. În momentul în care suma tuturor corpurilor care ne compun este o sumă dihotomică și împrăștiată. Avem un corp cine știe unde, un corp cine știe unde și avem secvențialități și avem împrăștierea acestor corpuri, depărtări de la o linie, de la un ax, care e dat de spirit. Starea de sfințenie în termeni matematici, profund, fizici și cum vreți dumneavoastră, este o stare de realiniere. În momentul în care toate corpurile noastre sunt frumos aliniate, comunică frumos, creează un tot numit biocâmp la nivel de materie energo-informațională invizibilă ochiului fizic, dar vizibilă ochiului spiritual numit Ajna Chakra. În momentul în care ați putea vedea vederea în duh sau clar viziunea, cum îi spunem într-o terminologie laică, ați putea vedea aliniamentul a tuturor acestor structuri, să știți că ați atins starea de vindecare, mântuire sau sfințire, cum îi spunem în această terminologie specifică bisericii creștine și nu numai. Starea de sfințire este o stare de atingere a sintoniei. Acolo unde sintonia înseamnă echilibrarea, echilibrarea energo-informațională a tuturor sistemelor care ne compun. Dacă am pe corpul fizic, dacă ar fi să măsurăm în parametri concreți, de la 0 la 100, cât are un corp, acolo unde 100% reprezintă lumina, minus 100, întunericul besnă, da? Și avem și punctul 0, plus 100, minus 100, corpul fizic ar trebui să aibă plus 100, corpul eteric plus 100, corpul astral plus 100, emoțional, mental, budic, atmic și așa mai departe. Starea de sfințire este starea de aducere acasă a copilului, a fiului rătăcitor, care e unul dintre corpuri, nu? Fiul rătăcitor. Purtăm cu noi acești fii care erau nerătăcitori când eram în duh și în adevăr,
Evident, este o metaforă că ei, aceste corpuri sunt precum unor copii care nu ascultă de părinți, acolo unde părintele este mentalul și corpul fizic animat de forțe, energii și puteri care nu aparțin luminii. Ei nu sunt cu adevărat fii rătăcitori, dar ne-am rătăcit pe noi înșine, ne-am delimitat, din păcate, fără să o știm, de divinul din noi, de putințele hristice, de harurile Duhului Sfânt. Realiniamentul înseamnă stare de sfințire, înseamnă că Hristos ne-a înviat, ne-a dat reperele să readucem lumina în noi, da? Ne-a dat reperele să urmăm lui Hristos, începând și de la, frumos spus, imitându-l pe Hristos al lui Thomas de Kempis. Dacă la început doar imităm, ulterior putem deveni ceea ce dorim, ceea ce, știți bine, suntem ceea ce gândim, suntem ceea ce simțim, suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce facem. Starea de sfințire și de vindecare nu e pur și simplu doar o vorbă în vânt. Este o stare de asumare întru totul, de plin conștientă, coerentă, susținută, perseverentă, neîntreruptă a unei atitudini de viață. Hristos ne-a înviat, ne-a dat rețeta. Când mergem la medic, medicul trupului aplicăm. Când mergem la medicul sufletului și al spiritului nostru, nu aplicăm aproape niciodată, prea puțin sau deloc. Ne mulțumim să rămânem în atitudini manifeste care încep doar cu verbalizarea și se termină doar cu verbalizarea. Un Hristos a înviat, pierdut așa într-un ecou pe această planetă și nimic mai mult. Când spunem Hristos ne-a înviat și când răspundem și ni se răspunde adevărat a înviat, atunci să devenim cu adevărat în duș și în adevăr o expresie manifestă, o paradigmă, un mod de viață, un modus vivendi a ceea ce afirmăm, să ieșim din starea de scindare schizoidă. Una spunem, alta facem. Când spunem Hristos a înviat, să integrăm sensul acestor cuvinte care știți ce înseamnă? Că ne-a înviat. Hristos ne-a înviat. Hristos ne-a înviat pentru că ne-a adus toată ecuația. Restul depinde de noi, pentru că avem liber arbitru. Nici o divinitate și niciun creator nu și va forța copiii, cum spunem pe pământ, creația, să facă un anumit lucru. Cum nici dumneavoastră, părinți, nu vă veți obliga copiii să facă prea multe lucruri pentru că știți ce veți obține, exact efectul invers. Dumnezeu știe înainte de noi toți acest lucru și nu ne va forța niciodată să ne sfințim, să ne mântuim, să ne vindecăm. Aud oameni care spun, sunt ateu, dacă exista Dumnezeu, nu știu ce situație, nu mi se întâmpla nu știu ce lucru. Prietene, Dumnezeu într-adevăr nu a existat atunci, în acel moment, în viața ta și până atunci. Adu-l în viața ta, fă-l să fie, fă-l să existe, fă-l să trăiască în tine și prin tine și atunci vei cunoaște și vei simți și vei înțelege și vei trăi starea de Hristos a înviat și m-a înviat. Pentru că am aplicat rețeta, m-am dus la doctor, am luat rețeta, am cumpărat medicamentele pe pământ, ca o extrapolare, ca o corespondență, pe pământ cumpăr medicamentele, le iau. Dacă vreau să aduc cerul în mine, viața, esența vindecării și a mântuirii, atunci să iau rețeta de 2000 de ani dată și să o aplic vieții mele de zi cu zi și clipă de clipă. Aceasta este simplu, ceea ce înseamnă să înțelegi cuvintele Hristos a înviat, adevărat a înviat și învie în fiecare dintre noi cu fiecare clipă dacă alegem adevărul. Pentru că abia atunci vom fi pe cale și vom înțelege ce este viața. Îmi pare rău, am ajuns, se pare, mi se spune în cască la finalul emisiunii, haideți să integrăm în duh și în adevăr până la a 50-a zi a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, a 40-a zi, apoi a 50-a zi la Rusalii, la pogorârea Duhului Sfânt, haideți să integrăm în duș și în adevăr, să nu mai fim scindați. Atunci când afirmăm ceva, Hristos a înviat, să nu uităm nicio clipă, Hristos ne-a înviat. Toate cele bune, Doamne ajută, pace vouă și Duhurilor voastre. Procedamus in pace, in nomine Christi. Amen. Hristos a înviat. Toate cele bune. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsorul original la mine a funcționat. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri.
este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică. Te învăluie, practic, într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, și știți că are efect oriunde vă aflați. Mi-a părea o durere aici, deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am tors serul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci, dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă așa, deloc, adică m-a lăsat foarte repede, imediat. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un Torser este un bun la casa omului.